puternic și de asemenea se încearcă de fiecare dată să se obțină victoria prin serii de lovituri. Iată-l pe Cătălin Slave în dificultate în debutul celei de-a doua repriză. Într-adevăr, o serie foarte bună a lui Tudor Budu. A încercat să-l termine, practic, sportivul de Iași, dar iată o lovitură pe întoarcere senzațională a lui Cătălin. Este numărat de arbitru de centru. Și este abandonat de arbitru. Arbitrul a decis că sportivul nu poate continua meciul. Nu este contestabilă nici pe departe această decizie.